TVR1 a prezentat ceea ce spre cinstea acestui post face de o vreme bună Nicoleta Voica, considerată o mare interpretă de muzică populară din Banat, își sărbătorea cu acest prilej 50 de ani de activitate artistică. Dacă la ultima emisiune, în care a fost sărbătorită Florica Bradu, aceasta a lăsat oaspeții să cânte în voia lor, intervenind o dată sau de două ori, nu același lucru s-a întâmplat aseară. Doamna Nicoleta Voica a ținut să domine spectacolul, deși nu realizează și probabil că nimeni nu a avut curajul să-i spună că vocea ei îngroșată nu mai duce melodia pe firul ei original, ci o strâmbă. Nicoleta Voica a fost însoțită de ansamblul Timișul, care și el a avut interprete modeste, fără relevanță artistică. După aceste considerații, aș vrea să reamintesc cunoscătorilor și iubitorilor de muzică populară din Banat că în partea lui Muntoasă, aceasta a avut interprete de mare valoare, în general soprane. Și Ana Pacatiuș și Ana Munteanu au fost soprane în tinerețea lor, iar Doina, cea mai dumnezeiască dintre creațiile noastre, se ridică până la tăriile cerului, bucurându-i pe îngeri și cred că și pe Doamne Doamne. Excepția a făcut Mariana Drăghicescu, o interpretă de mare talent, cu un timbru special, ale cărei doine robeau sufletul prin valoarea și frumusețea lor. Din păcate, bărbații doinitori de asemenea valoare am avut foarte puțin. Cel mai dumnezeiesc dintre ei a fost Achim Nica. Mă refer în principal la Banatul de Munte, pe care eu îl consider pământul binecuvântat din care s-au născut aceste creații și interprete absolute. Oricum, nici în tinerețea dânsei, doamna Nicoleta Voica nu a avut timbrul vocii celorlalte doamne amintite deja, deși de succes la public s-a bucurat. Spectacolul de aseară a avut, după părerea mea, ceva jalnic. În primul rând pentru că vocea sărbătoritei nu mai era ce a fost odată, nu mai putea urca pe măsura melodiei. Cu toate că uriașa interpretă Sofia Vicoveanca și-a dat chiar și la vârsta de acum întreaga măsură, poate că mai puțini interpreți din alte zone ale țării ar fi făcut sărbătorirea doamnei Nicoleta Voica ceva mai stimabilă, iar Banatul ar fi ieșit cu fața mai curată. Domnul Menceanu, ce părere aveți dumneavoastră despre emisiunea asta? Ia, unde ați venit, de fapt? Am venit. Unde am venit, copii? Unde ați venit, am venit bine. Deci unde am venit, că m-am speriat. Am înțeles că este un nou proiect al tău. Așa. Și întotdeauna atunci când ai fost la începutul unui proiect, ai apelat la mine și se pare că ți-am adus noroc. Sper și de data aceasta să-ți aduc noroc, pentru că une dă Enceanu cu busuiocul, răsare norocul. Așa. Doamne, cum știe el să zică! Da, și mai ales că vrând nevrând m-am așezat în tabăra tinerilor, pentru că la 30 de ani ai mei mi se pare normal să fiu alături de ei. Păi tocmai ce am plinit 30 de ani. 30 de ani, în picior, exact. Las că mi-aș fi de Crăciunul ăla când ai venit. O, da, ești bine, da? Sunt foarte bine. Perfect, bun. Florica. Da, eu sunt. Ești pregătită de petrecere? Da, sunt. Mai ales că sunt generația Nicoletei. Noi avem mai Nicoleta, 32 de ani. Așa. Și am îndrăzit să ne cum o fi eu? Credeam că aveți 20, de fapt. Nu, 32 de ani. Dacă eu 30, noi avem 32. 20 de ani de când ne-am lăsat de plimbat. Și am venit aici să arătăm că încă se mai poate cânta, încă se mai cântă românește, încă se mai cântă folclor și live, încă se mai cântă, se joacă folclor și aici sunt una, două, trei, patru generații. Am venit cu steaua stelelor din România, pe care dacă o vedeți, n-aveți cum să nu stați aproape de TVR, stați aproape de noi, de TVR, să vedeți ce câștigați. Așa, și acum dacă tot a zis Sofia Vicoveanca, de unde? E tare dragă, Nicoleta, și în momentul în care mă lăsă și mă și mulțumesc mult, mă sunt de mine eu, dacă dă drumul, în felul
Ce să știi, dar de cântec. Mulți înainte. Că vrea Domnul. Și am material nou, încă neînregistrat. Atunci ne facem o promisiune că facem o astfel de emisiune. Mai să mă ține și Dumnezeu. Nu contează, eu și în cărucior cu rotile vin la emisiunea asta. Cum o fi, cum o fi, ajung din Barat până aici tot din. Pentru tine musai să vin, nu se poate altfel. Acum, Nicoleta Voica, o să te rog frumos în calitatea ta de aniversată, da? Să ne spui celor de acasă, de ce să vină la petrecerea ta? Păi, în primul rând, trebuie să vină, că așa o petrecere n-au mai văzut și nici nu o să mai vadă. Sunt convinsă de asta, pentru că am invitați de fală. Pentru că sunt atât de bucuroasă, în capul în piele, știi? Tremură inima în mine de drag când văd că au venit acești colegi ai mei minunați, pentru că, să fiu sinceră, am avut un pic de emoții. Mă gândeam, Doamne, stai că se mi dar dacă nu mă să vină, dacă, ce știu eu, ce nu poate să-i invoce, să spun, auzi, nu mai vin și la baba asta. Păi nu, Costică zice că e scumpă rata. Nici nu mai am abonament, nu am abonament la rată, nu știu, va fi foarte greu. Îți plătesc eu abonamentul, mă bucur din suflet că ai venit și vă mulțumesc tuturor cu toată bucuria, cu toată încântarea care mi-ați adus-o, dragii mei. O să vă rămân datoare pentru tot restul vieții mele, dacă sărbătoriți ceva, o tăiere de moți, de mască, tăiați oriunde vreți voi, la nepoți, la ce vreți, chemați-mă și vin, pentru că vă sunt datoare vândută. Și vreau să vă spun, dragii mei, cu așa o chestă minunată, cu frații Arbahov, n-aveam cum să fiu decât mai mult decât fericită și mulțumită. De când am venit, mă tot gândesc, oamenii ăștia sunt minunați. Eu nu cunosc o altă orchestră care să se fi aranjat atât de bine cu toate nevoile noastre, cu toate fițele. Nu-i bine aici, ești prea sus, zi mai repede, zi mai rar, ba nu, ba nu mai vreau aici, ba m-am răzgândit, dar orice alt dirijor și orchestra ar fi spus, știi ceva, dragă, ia să urmă de fițele voastre, ia cântați și acompaniați-vă singuri. Și copiii ăștia tineri, soliști ăștia, când mă uit la ei, mi-aduc aminte de tinerețea ca ei, mi-aduc mie atâta bucurie, știi, văd tinerețea în ei, dragul de cântec, bucuria noastră de a cânta alături de soliștii mari, care la vremea aceea, noi nici vorbeam, nu speram că se vor uita la noi, nu se cânte cu noi. Așa că este pentru noi o bucurie și ne dăm un suflu așa de tinerețe, de energie, când ne vedem aici, mai ales domnul și se cânte, cânte ce din astea de folclor, așa cum îl știm noi, adevărat. Doamne.